Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare despre doi îndrăgostiți. Că sunt tineri, că sunt maturi, că sunt în vârstă, nu contează, dragostea nu are nicio vârstă și nici poveștile de dragoste n-au o oră anume la care ar trebui spuse. Ba, din potrivă, uitați acum la miezul nopții, parcă sunt mai interesante. Haideți să vedem, am simțit așa nevoia. Stăteam, mă pregăteam, ascultam pe internet una alta și... Apoi mi-a venit un gând, ia să mai fac o etalare, chiar dacă e târziu, pentru că eu oricum, și dacă mă scul îndevreme și dacă mă culc târziu, tot târziu mă trezesc. Asta este bioritmul meu. Așadar, dacă tot nu m-am culcat, am simțit nevoia să fac o etalare despre o poveste de dragoste între doi oameni, acum la prag de ani, la trecerea dintre ani. Da, este ianuarie, dar considerând că trecerea, că știți, nu treci instantaneu dintr-un spațiu în altul. Trecerea se petrece, se petrece, se petrece într-un timp. Am zis, m-am tot gândit cum să fac această etalare și până la urmă am fost ghidată că ar fi frumos să am câteva date despre el, câteva date despre ea, energia generală dintre voi. Ei, vedeți trandafirii și mei? Da? Vedeți? Și povestea, o poveste, o parte din poveste, evident, nu tot. Că nu o să știm niciodată tot. Dar ce e foarte interesant, în timp ce amestecat cărțile, de partea lui, da, setului de cărți, au sărit niște cărți, în setul ei de cărți au sărit alte cărți, înainte să le trag. Mesaje în plus. Și în funcție de aceste mesaje, simțiți dacă rezonați sau nu rezonați. Deocamdată vreau să văd în aceste seturi de cărți cine este el, cine este ea. Dar câteva cărți mi atrag atenția asupra unor stări mentale și niște conflicte. Se pare că între cei doi ceva a rămas nespus și este tare, tare interesant cum, după cum vedeți, la ea, energia feminină, să zicem, dar în mod special ea. Are niște conflicte legate de un adevăr. În ce sens? Din cauza că el, ia uitați cum se leagă, el ascunde ceva, el fuge, fuge de un adevăr, fuge de emoții, fuge de dragoste față de el, de ea, de el sau de ea însăși, în fine, dacă energie masculină, că poate sunt și inversate energiile, fuge de dragoste, de nouă de cupe și merge înspre 8 de spade, înspre blocaj mental, înspre o stare de nesiguranță, de neîncredere, de blocaj, ce să fac, cum să fac. Că nu găsesc soluții ca să mă bucur de această dragoste, să mă bucur de aceste momente, să mă bucur de persoana la care mă gândesc. Și ea dorește adevărul, conflict, ar fi în stare să se lupte pentru acest adevăr, una la mână. Și adevărul în sine, de fapt, conflictul interior este legat de acest adevăr. Dom'le, de ce nu spui adevărul? Ce să fac? Ce să fac? Cum să mă... Simt că e mai degrabă o luptă interioară. Simt că e mai degrabă o luptă interioară referitor la acel adevăr pe care el îl ține ascuns, una la mână, și mai este și o dorință foarte intensă din cauza acestor conflicte. Nu au apărut decizii, dar simt că e pe cale să manifeste o victorie ea, într-un fel sau altul. Pentru că asul reprezintă victorie, victoria asupra minții, asupra rațiunii, dar și asupra unor conflicte care vin împreună cu acest adevăr și eventual împreună cu această fugă. Vedeți cum s-au așezat, uitați-le mai cum s-au așezat, nu le-am așezat eu, chiar dacă unii au această tendință să mai răstălmăcească sau să proiecteze energii negative. Cum s-au așezat? 9 de cupe, 7 de spade și 8 de spade. Acest personaj fuge de emoții, fuge. Și inclusiv de dragoste față de el. Acum eu o să pun cărțile la loc. Ea își dorește vindecare, își dorește o romanță, își dorește pasiune, simte pasiune față de el, da? Simte atracție. Dar simte și compasiune, și înțelegere. Ar putea să ierte dacă i s-ar spune adevărul. Acum la el,
stă pe loc. Stă și așteaptă, se gândește cum să abordeze, dacă să investească în această relație, că e casa relațiilor, sau nu. Interesant că regele de foc apare și la el. Simte multă pasiune, dar poate că are în spate un contract, niște responsabilități, deși și-ar dori să manifeste o și-ar dori să se detașeze emoțional ca să, și mental, ca să se concentreze pe acel contract, pe bani. Și din cauza aceasta, relația în sine rămâne în stand-by. Așa simt, așa povestesc. Însă, hai să vedem despre el câteva date. Cine este acest personaj? Cine este acest personaj? Sfinte, arătăm. Cine este acest personaj? Vasul de bute. Și roata norocului. Un personaj. Cel puțin din perspectiva voastră, nu? Cu inițiativă în general. Care își dorește să schimbe viața. În primul rând, dacă are probleme financiare, vrea să-și schimbe viața. Dacă are probleme de cuplu, într-o relație karmică sau probleme financiare, am zis financiare, da? Sau probleme de sănătate, vrea să schimbe viața. Vrea să-și schimbe energia. Însă, trecând peste acest aspect, este un personaj cu inițiativă, cu sex appeal, cu multă energie în general, dar deocamdată trebuie să aleagă. Văd aici nouă, o transformare, trebuie să se vindece, să se transforme și să devină satisfăcut dacă este singur. Deci această persoană este singură, dar mulțumită cu ea însăși, ca și nouă de cupe. Aici trebuie să învețe acest personaj. Deocamdată este între două situații sau tot timpul într-un oarecare dezechilibru. Ce să aleagă? Două joburi, două relații, relația sau jobul. Interesant. În acest moment, acest personaj trebuie să, da, stă și alege între a comunica, comunicarea despre care, pe care am văzut-o la voi prin nasul de spade, sau a se manifesta fizic, aș urma impulsurile fizice cu asul de bâte. Da, are multă pasiune, ia uitați, obsedantă, atracție, atracție foarte mare. Poate să fie și obsesie pentru sex, poate să fie pentru că el este un cuceritor în felul său, acest personaj. Ar trebui să știe că ar trebui să-și ceară niște scuze. Știe. Știe că, că trebuie să se transforme, să devină independent ca să fie pregătit pentru o relație fericită. Știe și că și-a găsit. Așa presimt eu că și-a găsit. Persoana ideală. Dar, deocamdată este într-o energie toxică. De ce? Pentru că privește lucrurile din perspectivă prea fizică. Așa simt. Dar vom mai vedea. Prea fizică. Ia, hai să vedem ea. Puteți să inversați. Pozițiile. Acum, neobligatoriu să fie semn de foc, dar probabil că are marcaj puternic în semn de foc. La capitolul decizii, probabil că sunt planete în zodii duale, care îi fac oarecum indeciși. Ar vrea să comunice, dar comunicarea nu e tocmai ce simt, insinuantă este mai degrabă, insinuantă sau cu nuanțe, nu este directă,
Ia, cum se simte? Cine este? O persoană sensibilă. Cu un grad de puritate. Cu un grad de inocență. În sensul frumos al cuvântului. Romantică. Poate să pară mai tânără decât este vârsta sa. Dar, după cum vedeți, mercurul vostru și mercurul lor diferă. Valetul, în general, comunică, da? Și aici problema este, una din probleme este, faptul că voi vreți o comunicare, vă doriți o comunicare emoțională, ei sunt mai mentali și ce interesant, acest valet de spade e extraordinar, regele de cupe. Dar multe emoții, foarte profunde. Această persoană, această femeie, este o persoană care iubește profund. Marcaj puternic în semne de apă, mai ales scorpion. Și nu arată decât foarte puțin. Lumea poate că o desconsideră. Ia uite, temperanța. Asul de cupe încearcă să se lupte. Ia uite, se luptă între dragoste și disperare. A trecut prin foarte multe. Ea o consumă și pe ea această atitudine toxică, probabil, a acestui personaj, dar nu doar. Nu doar. Și pe cont propriu și în relațiile extra, în afara acestei relații, a trecut prin multe dezamăgiri. Și se luptă între dezamăgirile trecutului și dorința de a se vindeca. Asul de cupe și temperanța înseamnă vindecare. Parcă, nu mai știu care era prima. Parcă acesta era prima. Își dorește o dragoste înaltă, de o vibrație înaltă, care să o vindece, care să o echilibreze, dorește să echilibreze, să le echilibreze pe acest personaj, să-l vindece. Dar cred că e conștientă și de luptele sale. Însă, trecând peste ceea ce e conștientă față de acest personaj, ea în sine se abține de la multe impulsuri fizice, spre deosebire de acest personaj, tocmai ca să se vindece, tocmai ca să crească, tocmai ca să manifeste o dragoste profundă. Cine este ea? Mai dăm o carte pentru ea. În această perioadă, câteva date, evident că nu citim tot caracterul. Poate o să facem și ceva de genul acesta. Descărțile? 7 de bâte. E un pic defensivă. Am zis că se protejează, că se luptă cu ea. E un pic defensivă. Evident că n-ar primi. Ia uitați câte bâte. E cuceritoare. Are un farmec. Atrage multe personaje. Da? Mulți ași sunt în jurul ei. Multe persoane o doresc. Dar îi pune la punct. Îi pune la punct. Și posibil că și pe acest personaj l-a pus la punct dacă a venit imatur, dacă nu știe cum să comunice din suflet, dacă nu știe ce să aleagă. După cum vedeți, cărțile diferă foarte mult. Vedeți unde vă simțiți la capăt? Ia uite, e chiar pe femeia aceasta independentă, da? Care se bucură de prietenie, se bucură de vindecare, care s-a îndrăgostit eventual. E o poveste de dragoste. Posibil. Să fi încheiat un capitol cu o figură autoritară sau cu un soț, un tată, unele, nu toată lumea. Și ce mai văd lumea și cumpăratul? Am zis că această femeie așteaptă, se pregătește pentru bărbatul său divin. Îl așteaptă. Îl așteaptă și blochează orice ofertă care este prea mică pentru dorințele și idealurile sale.
se bucură de viață, se bucură de reușite. Și cam asta e. E o mare diferență, da? Între energia ei, după cum ați văzut mai devreme, și energia lui. Atracție nu zic că nu este, dar haideți să vedem totuși energia generală dintre voi în această perioadă, dintre voi, dintre cei doi. Nu știu unde sunteți voi, dacă vă regăsiți, că poate nu toți vă regăsiți aici. Este o poveste. Energia generală dintre cei doi. În această perioadă. Energia generală dintre cei doi în această perioadă. Arată-mi sunte după. Vindecarea. Vindecarea. Vă vindecați. Rămâne de văzut ei dacă reușește să se vindece singur, dar acest personaj reușește. Vedeți cărțile? Da? Le-ați văzut, da? Reușește să se vindece singură. Caută tehnici alternative de vindecare. Caută să-și... să studieze, să mediteze. Însă, voi doi împreună, relația dintre voi, acum, în orice situație ar fi, vindecă niște traume mai vechi. Eventual, ar putea să vindece, în primul rând, adicțiile acestui personaj pentru dorința, pentru acel, sau cum să zic, cum să explic, tendință negativă de a cuceri, de a cuceri și de a fi un pic imatur și neserios în exprimare, în manifestare. Nesigur. Eventual acest personaj este nesigur, nu știe cum să comunice, interesant. Da, într-adevăr, am zis că este și o intoxicare, este o atracție foarte intensă, magnetică, inclusiv față de acest personaj. Dar trebuie să vindece această tendință, această obsesie, această viziune strict fizică și să manifeste altfel, să vină altfel în preajma ei. Vai, ce frumos! Este dragoste! Este un tânăr aici, un tânăr, dar aici tânărul, tinerețea, reprezintă o călătorie în fazele sale incipiente. Nu sunteți chiar la... Sunteți la început de poveste, nu ați dezvoltat prea multe între voi. Există, iar, minciuni, cineva acoperă un adevăr și din cauza acestui adevăr acoperit, unul dintre voi, și am văzut șapte de spade la categoria bărbat sau energie masculină, unul dintre voi nu vede potențialul acestei relații. Moartea și renașterea, casa 8-a. Simte, probabil e marcat și pe casa 8-a, simte intensitatea, de-aia apare diavolul, am înțeles, de-aia apare diavolul cu regina de bâte. Or fi și planete în casa 8-a a unui, mai ales a acestui personaj. Probabil puneți planete în casa lor a 8-a. Și atunci se creează obsesia pentru sex, în mod special. Dar este mai mult decât atât. Pentru că e casa 8-a a morții și a renașterii, a transformării. Este un concept aici, este un copil, da? Înconjurat de șarpe. Puteți să nașteți această relație altfel. Prin trezirea lui Kundalini, da, dacă aveți contact, rămâne de văzut, dacă au, hai să vorbesc la neutru, dacă au ei contact fizic, dacă sunt împreună și din această perspectivă, pot în timp și cu răbdare și cu sinceritate nu să acopere acest potențial, să se facă că nu-l observă. Pot să nască o relație specială, divină, care, după cum vedeți, are totuși dragostea la bază. E dragoste. Doar că e casa 12-a pentru unii dintre voi, dintre ei mai degrabă, și ei nu înțeleg. Este subtilă. Probabil că legătura este foarte profundă și subtilă în același timp.
Văd și lacrimi, văd și bucurie. Dar repet, această dragoste e la început de drum pentru unii dintre voi, dintre ei, să zicem dintre ei, da? Ce ar mai fi să... Hai să mai iau alte de cărți, hai să vedem. Interesant, cu setul acesta de cărți s-a oprit tot la 2 de monede. Vedeți? 2 de monede. Ia, ce simte? Ia. Ce simte el în această perioadă? La trecerea dintre ani. Ce anume s-a cerut de foc. Ar vrea să manifeste. Aici este indecizia. Își dorește foarte mult să manifeste în această perioadă. Să vorbească, să vină cu un mesaj. Să exprime pasiunea, să exprime atracția. Da? Mesagerul de foc, mesager și asul de bute. Da? Mesager. Așa simte acest personaj că se poate manifesta o nouă etapă în relația voastră. Regina de cupe, iar o văd aici. Simte și compasiune, dar e concentrat mai mult pe latura fizică. Șapte de cupe. Deocamdată visează, e un pic confuz. E un pic confuz cu doi de cupe. Altfel, dacă ar fi... dacă n-ar fi confuz, ar ști ce să aleagă, da? Visează. La acest personaj. Interesant. Trei de cupe. Visează că vă veți întâlni sau se vor întâlni, se va întâlni cu această doamnă, domniță, ce-o fi. Și că vor manifesta totuși ceva în timp. Cu alte cuvinte, teoretic ar trebui în viziunea lor, ar trebui ca doamna să aibă răbdare cu ei, că își doresc să construiască totuși. Își doresc, dar nu știu exact, probabil, cum să abordeze situația, doamnă. Iar valet, iar valet. Ce aici? Ce simte? Șapte de cupe în primul și în primul rând, asta arată că are opțiuni, că e cuceritor, cum am spus mai devreme. Are opțiuni. Dar își dorește totuși, am zis, față de această doamnă domniță, să înceapă ceva nou. Să comenteze. Să exprime atracția pe care o are, starea de confuzie eventual pe care o simte. Interesant. Șapte de foc. Și să construiască ceva de lungă durată cu această domniță, dar... În aceste cărți, șapte de foc arată altfel. Mesajul este altfel, nu este defensiv. Ba, dimpotrivă, e dispus să iasă în evidență într-un fel și să... Încearcă să aibă o viziune. Cred că aici este căutarea. Încearcă să aibă o viziune. Cum ar putea fi construită? Interesant, asul de cupe. Luna și lumea. Lumea am văzut mai devreme. Poate să fie o distanță între voi, o distanță mare peste hotare. Chemarea și asul de aer. În interior știu că trebuie să spună adevărul, să vă spună. Cinci de cupe, că aveți această tristețe în suflet, vă simt, sau o simt, ia tot timpul îmi schimb, că nu m-am obișnuit cu genul ăsta de exprimare, da? O simt pe doamnă, îi simt regretele,
știu în sinea lor, intuiția le spune că trebuie să spună adevărul, dar din cauza că e o distanță destul de mare între cei doi, posibil să fie și o relație online, dacă există comunicare, dacă nu e comunicare, această comunicare nu poate fi suficient de profundă, să zic, și realistă din cauza unei distanțe. Și a confuziilor, luna în continuare arată confuziile acestea, șapte de cupe, pe care le simt ei referitor la acest as de cupe, această dragoste. Și simt dragoste, însă în această perioadă energia este ce să fac, ce să fac. Emoțiile sunt într-un talmeș-balmeș în sufletul lor, nu le înțeleg. Pentru că sunt copleșiți de pasiune și de dorința de a manifesta în practic. Dar, repet, mai degrabă prin pasiune. Ce simte ea? Ce simte ea? Pop de foc. Posibil să vrea să meargă mai departe, ori de foc. Și ea simte atracție, și ea simte pasiune. Și ar vrea să comunice din suflet, dar totuși o văd defensivă din acest motiv. Dar vedem ce alte cărți mai vin. De foc. Simte ea. Patru de aer. Și patru de cupe. Uf, supărată. Ea este supărată. Meditează. Eventual își aduce aminte cu patru de cupe și patru de aer la convorbirile pe care le-a avut, la pasiunea pe care a simțit-o. Își aduce aminte. Interesant, justiția. Încearcă să se echilibreze. Încearcă să-și calmeze, să-și calmeze gândurile, chiar dacă se simte tristă. Da, își aduce aminte de convorbiri, de... Interesant, nouă de cupe. Multe emoții la ea. Ia uite. Și regele de foc. Regele de foc. Da, simte și ea foarte multă pasiune. El are aici regele, regina de foc. Ea are regele de foc. Se simt, se potrivesc cei doi. Din punct de vedere fizic, cu siguranță se vor potrivi sau s-au și potrivit. De câte am făcut? Suficient? Una, două, trei, așa. Ce simte față de el? Și totuși 5 de apă. Interesant. 4 de apă și 5 de apă. E într-o fază în care regretă, suferă. Încearcă să se iubească pe ea. Am zis să-și calmeze apele, am zis și mintea. Încearcă să-și păstreze speranța. Că acest personaj față de care s-a simțit și ea foarte atrasă și cu care a comunicat cândva și care în sufletul ei rămâne totuși un soi de soare. E dragoste aici, să nu uităm că e dragoste, da? Să nu uităm că e dragoste în cei doi, între cei doi. Dar el încă nu are viziune concretă. Vrea să manifeste, dar încă nu are. Ia, de-aia această energie este în căutarea unei soluții. Mă duc și o cuceresc sau dau un mesaj? Ce să fac? Mă duc și inițiez o acțiune. Da? Inițiez ceva spectaculos.
sau dau un mesaj. Ce să fac? Cum să reacționez? Aici este problema acestui personaj. Mai are o opțiune în afară de cele două. Ar mai fi valetul de monede. Dacă alege o monedă din cele două, ar manifesta valetul de monede. Adică s-ar întâlni. V-ați întâlni și ați pune un pas. Ați pune o cărămidă, nu un pas. Ați face un pas către această relație, ați pune o cărămidă. Dar acest personaj stă și se gândește. Poate între timp să fie avut și o aventură, așa simt. Pentru că tot are acele tendințe de a cuceri, de a fi atractiv, de a se lăsa atras de frumos în sensul acela simplu, că ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, nu? Hai să vedem cum acționează. Renașterea, lumea, interesant, și puterea. Chiar apare. Și împărăteasa. Regina de apă, cine de foc? Regina de apă este o energie feminină, care cred că este regele și valetul, da? Energia aceasta feminină, pe care o simte dezamăgită. O simte dezamăgită. Simte că are conflicte. Interesant, cinci de foc care a apărut ori la ea. Simte că are conflicte și că e dezamăgită. Ce simt acum? Simte că are multe să-i ofere acestei doamne, pe care o vede într-un mod foarte special. Are foarte multe să-i ofere. Dar, repet, simte și recunoaște că sunt suflete perechi, doi de cupe. Dar asta este viziunea sa masculină, să zic. Și speranța, steaua. Și speranța că o întâlnire între cei doi ar fi cea mai potrivită. O întâlnire fizică. La asta mă refer. Mai dăm o carte pentru felul cum acționează. Luna. Că nu e clar. Deocamdată nu cred că face prea mulți pași. 10 de până.
încă se lupte cu această putere, între impulsurile fizice, cum am spus mai devreme, și dorința de a se transforma, de a manifesta o variantă mai blândă și mai potrivită pentru acest personaj, pentru această doamnă. Dacă e o distanță, că văd lumea și am văzut și steaua, dacă este o distanță destul de mare, aceasta într-adevăr e o problemă. Logic, până la urmă este logic. Când doi oameni sunt peste hotare, unul peste, da, într-o țară și altul în altă țară, este o problemă. Cum se poate manifesta? Cum acționează? Deocamdată se consumă. Este mai degrabă aș vrea să mă duc, să exprim parte din emoții, pentru că știu că știu, simt că asta își dorește. Dar e 7 de pământ. 7 de pământ nu acționează, stă. Parcă l-am văzut mai devreme. Stă și lucrează în grădina sa, stă și își alege investițiile financiare, fizice, materiale și se consumă. Eventual încearcă să construiască cu 7 de pământ și 10 de pământ, să-și construiască o stabilitate sau ceva ca să poată să vină să ofere Doamnei, probabil. Dar această gândire și acest tip de acțiune foarte precaut, foarte încet, îl consumă și pe el și pe ea, pe amândoi. Dar în mod special îl consumă pe el pentru că pune prea multă energie în zona materialului, în stabilitatea financiară, pune prea multă energie și mai puțin în ceea ce trebuie să facă cu această doamnă. 10 și 10 este încheiere de ciclu. 7 este o energie stagnantă în acest context. Mesagerul de cupe poate să dea un mesaj, poate, posibil. Dar eu cred că, așa cum văd cărțile cu judecata, aici este chemarea. Chemarea interioară este să înceapă un nou capitol, într-adevăr. Că tot e trecere între două lumi, da? Între două lumi, să manifeste o nouă lume. Dar în continuare există o luptă. O luptă interioară cu confuziile, că am văzut 7 de cupe, cu latura sa feminină, interesant. Da, sunt niște confuzii. Sunt, de fapt, nu confuzii. Felul în care acționează, efectiv, blochează potențialul care este cu 9 de foc. Și provoacă și mai mult stres cu 5 de aer. Interesant ce mai simt. Am văzut justiția la un moment dat. Dacă este cineva căsătorit, probabil că lucrurile trebuie să mai aștepte sau povestea în sine trebuie să mai aștepte până încheie oriun job, până se satură să se ajungă la culmea saturației, să zic, a responsabilităților pe care le are ori la un job, ori în familie, ori într-o căsnicie.
familia reprezintă, când am spus familie, mă refer la părinți, casă, da? Ar vrea să vină. Dar nu sunt cărți concrete de acțiune. Am văzut că și asul de bâte era undeva în subconștient, era undeva într-o zonă ascunsă, nemanifestată. Și aici prezentă în poziția de opțiune. Vine sau nu vine? Vine sau nu vine? Clarificăm luna. De ce este frică? Care e confuzia de fapt? Că este mai degrabă o acțiune a subconștientului. Mai mult o, interesant cu mesagerul și luna, mai mult o comunicare telepatică. Pentru că în acest moment este într-o luptă. Cum se înceapă acest nou capitol, această nouă etapă, acest nou an. Clarificăm luna, te rog frumos. Interesant, a venit doi de spade. Apropo de alegeri. În subconștient, undeva într-o zonă subtilă, își dorește să exprime. Își dorește să comunice cu valetul de cupe sau să exprime și el cât poate, într-un mod emoțional. Dar e undeva în zona subconștientului, a necunoscutului. Nu este în față. Doi de aer. Adesea blochează. Tace. Tace și... Ce să fac? Asul de cupe. Da, își dorește. Simte. În această tăcere, în această perioadă, n-aș spune pasivă, dar activă mai mult pe interior și pe încheierea unor cicluri. Ori a unei relații pe care o are cu alt personaj toxic, ora unui job, ora unor responsabilități. Acest personaj în această perioadă se concentrează pe încheierea unor cicluri și, repet, din cauza aceasta, atmosfera dintre cei doi este în aparență stagnantă, dacă pot să zic așa. Oarecum chiar plictisitoare dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că nu se manifestă. Am văzut simțurile, am văzut că și la capitolul simțuri își blochează conexiunea sau își blochează inima, deși are în față o nouă dragoste. Până la urmă, concret, ce face acest personaj? Ce face acest personaj? Hai să reducem acțiunile sale la câteva cărți. 8 de aer. Se putea mai clar? 8 de aer. Stă și se gândește. Se simte legat din cauza acestor cicluri încă nerezolvate. Din cauza distanței. Ar vrea să renască. Ar vrea să rezolve. Concret, 8 de aer. E o energie foarte mentală. 6 de cupe. E într-o... Este nostalgie. 6-7 de cupe, confuzii, nostalgie, îi este dor, dar se simte și blocat. 3 de foc, știți bine că la 3 de foc
așteaptă, cineva se pregătește de o călătorie, dar eu știu cât va mai dura. Vă mai face din când în când. 8 de aer, 6 de cupe. Acest personaj ce face de până dată? A trebuit să-l recunoașteți voi. Regele de apă. E tulburat emoțional, n-a venit într-o poziție normală, echilibrată, e tulburat emoțional, clar, cu 7 de cupe și 6 de cupe, nu știe ce să aleagă acest personaj. Și eremitul. Apropo că și seamănă 9, vine aici este 11. Eremitul. Seamănă amândouă. Se izolează, se gândește mai degrabă. Tace. Tace și se gândește, dar se gândește așa, se învârte în cerc. Se învârte în cerc și nu găsește soluția. Atracția este, dorința de comunicare este, dorința de a face ceva este, dar... Și aici se provoacă, și în acest fel, mai bine zis, se provoacă sau se creează blocaje. Regina de pământ, interesant. Poate să se simtă legat de o mamă, de o soție, de un personaj care i-a oferit stabilitate la un moment dat, dar totuși știe că trebuie să încheie acest 10 de pământ. Regele de apă pe orizontal. E dezechilibrat emoțional, clar. Tulburat, mai bine zis, ca să nu vorbesc, să nu dau impresia de dezechilibru, eu știu de care, patologic, nu. Este într-o confuzie. Astea sunt acțiunile. Mai de mână, totuși. Trei de cupe și valetul de cupe. Astea nu sunt acțiuni, iar sunt emoții. Probabil că dacă are copii, stă cu copii, cu prietenii, încearcă să se concentreze pe muncă, 8 de monede și 9 de monede. Mai, nicio acțiune concretă. Interesant, ce simt acum? Simt că este blocat de un fost, de o fostă. A fost, îl manipulează emoțional, probabil. Pentru cine îmi fie acest mesaj? Și cu copil poate să fie subiect de manipulare acel copil, poate să mai fie întâlniri, să-și folosească prietenii comuni. Fostul, fosta. Ca să... Măi, da... Ca să-l lege și mai mult, să-l lege mental, să-l blocheze, să-l programeze. Așa am simțit un plus pentru cineva, nu pentru toată lumea. Altfel să și se gândește ce frumos o să fiți împreună, dacă n-are o a treia persoană, da? Se gândește remitul. Meditează. Ce frumos va fi împreună când vă va comunica sau când le veți comunica. Dragoste. Extraordinar. Probabil
Probabil că totuși, nu probabil, la un anumit timp, că e roata norocului. E o roată. E o roată care se învârte. Nu se știe exact unde se va opri, în ce poziție se va opri și când. E soarta. Numai destinul știe. Când va face totuși primul pas, acest valet, da? Am zis va alege. Apare totuși după un târziu, după un timp. Va apare acest valet de monede. Va face primul pas, primul gest care să schimbe întreaga energie și să ducă către victorie, șase de foc. Însă e de așteptat, trei de foc. Hai să vedem, doamna, cum acționează în timpul ăsta. Cum acționează doamna în timpul ăsta. Doamna, cum acționează, ce face? Așteaptă, speră, își vede de ea. Nouă de pământ, interesant. Nouă de pământ s-a oprit și aici, da? Doamna se concentrează pe independența ei, pe reușitele. Chiar dacă nu e singură, se concentrează pe reușitele ei. Pe proiectele pe care le are. Dar, în general, nouă de monede e o persoană singură. Nouă de monede. E mulțumită cu ea așa, singură. Am zis, de aia e și defensivă. Nu primește pe oricine în aura și în spațiul său. Și de înțeles. Spânzuratul și soarele. Mai mult de atâta? Să mai iau? Cu spânzuratul și soarele e o nouă viziune. Începe să schimbe viziunea despre... Eu am senzația că e o creștere spirituală. Amândouă reprezintate, trei de fapt, reprezintă nouă, este o evoluție, este o persoană citită care lucrează cu vibrația sa. 12. Sau mai bine zis, spânzuratul, arcana majoră. Ea reprezintă o persoană care schimbă viziunea și o schimbă în așa fel încât are parte de o trezire. Am spus, este o aparență stagnare. Aparentă, pardon, stagnare. Interesant ce mai simt. Posibil, doamna, dacă are din cauza acestei influențe și poate altora, că am văzut că are și ea niște dezamăgiri din trecut, are o perioadă de... nu să zic inactivitate. O perioadă în care lucrurile avansează foarte greu. Repet, și datorită acestei vibrații și datorită altor influențe. Însă, apare soarele. Ceva în sufletul ei, în sinea ei, începe să se nască, poate să aibă parte de un succes. De un succes. La locul de muncă, în ceea ce face, interesant, dragoste. Aha, am înțeles. Cred că, așa cred, o să-mi povestiți voi care vă simțiți așa. Cred că la capitolul doamnă, doamna este dispusă să aștepte. Spânzuratul stă, se sacrifică, dar vedeți mare grijă că sacrificiul trebuie făcut pentru cei care merită. Dar doamna e obișnuită să fie singură, doamna. Sau să nu se lase perturbată. Are un scop, mai bine zis. Chiar dacă nu e singură, are un scop. Are un scop și din cauza că are un scop și știe ce are de făcut. Am senzația că acceptă această perioadă, repet, de aparentă stagnare. Acceptă această întârziere de manifestare, pentru că trezirea sau visul sau conștiința ori subconștientul îi spune că
Acesta este soarele ei. Bărbatul ei divin, da? Pe care îl iubește. Îl iubește. Și e dispusă să-l aștepte. Pentru că e interesant. Și ea simte, ați văzut mai devreme dați în urmă, că are multe de oferit. Da, apare împărăteasa, n-am văzut împăratul. Energia feminină este în această perioadă, în această poveste, este un pic mai bine. Este mulțumită. Este satisfăcută, este sigură pe ea, este tocmai pentru că a lăsat deja, a lăsat 10 de aer, a trecut prin trădări, prin sufărări și înțelege eventual situația. A trecut prin alegeri dificile, între trădare și tentație, între trădare și sau durere și obsesie, a trecut prin aceste alegeri. Și știe că merită mai mult, știe că poate mai mult și atunci, dacă se poate mai mult, se poate mai bine, de ce să nu aștept, de ce să mă grăbesc? Trei de foc. Trei de foc. Și între timp, ea lucrează cu ea, lucrează cu energia ei masculină, a ei, ca să fie în echilibru ei personal. Mi se pare interesant. Mă așteptam, aș fi vrut ceva mai spectaculos, dar asta e povestea, rămâne de văzut unde sunteți voi și pentru cine fi citit. Deocamdată, dragoste, vindecare, dacă mai e și aici puterea, e aici, da? Ia uite cum se reflectă. Dragoste, vindecare, sunteți un cuplu puternic. Vedeți cum la ambii a apărut puterea, într-o formă sau alta. La ambii a apărut dragostea, într-o formă sau alta. Și cam asta e deocamdată. Deocamdată soare în suflet. Vă pup numai bine. Pa, pa!